Gata, am găsit proiectul ăsta, BAM! A fost mai tot timpul primul, a fost și deasupra Bitcoin-ului. 70 din în portofoliu s-a dus aici, pe am încredere. Să mă îmbăgățească vreau. Da, banii! Știu cum e proiectul meu de suflet. Ne apropiem de un bull market. Astea sunt genul de cifre care ne fac să fie foarte clar că this shit is here to stay. Dar cei mai mulți bani îi fac cei care fac ABC și mai departe stau și dolinile, știți? Tu ai să te uiți, vai sunt minus 70%, vai sunt da, minus 80%, da, da. vai sunt minus 90%, ai prea mulți b Bă, tu ai mâncat vreodată ciorbă cu scum? Dacă avea de ales între trei neveste sau un soț, ce alege? <laughs> Credeam că o, o trei altfel, varianta B. Ce mai zic, două și o Fac ce fac și iară beau. Pentru multiverse sex. Ar trebui de aici să alegi 5 proiecte în care să investești, dar doar 5. De salut și bine ai venit la o nouă ediție din The Fucking Alt Show, unde bem tărie pe stomacul gol, ceea ce nu recomandăm decât profesioniștilor. Vorbim despre cea mai faină industrie de pe planetă și băgăm glume proaste cât în cape. Cu mine, gazda permanentă Andrei de la CryptoBully și oaspete veșnic, LHF Vlad cum sună oaspe, veșnic. Veșnic. Veșnic ca pomenire. Veșnic ca pomenire. La asta m-am gândit și eu. Da, da. Ce zici, tare. Foarte bine zic. Facem poștă în chefir? Nu pot să beau chefir nici. <laughs> nici dacă aș fi în închisoare și ar fi singura mâncare. Ai încercat chefir cu țuică? Tu... Nu pot să beau chefir, vrei să bag și cu țuică. Păi aia, aia <laughs> da, e faci. Hai, hai. Știi că lumea în general da. stinge tărie cu ceva. Da, da. Ei, tu stingi chefirul cu țuică. Mm. mm. Sună delicios. Crezi că tu ca când că toni peste chefir și la suprafață? Nu. Nu? Pică. Testăm? Se duce la fund, da. Bun. Ia. Ia, pune țuic. <laughs> Doar nu știu ca mine să mor rău. Experimentul a concludent Neconcludent. Am neconcludent. Îl, decla, îl declarăm da, da, neconcludent. Dar arată da, groaznic. Arată dezgustător. Cine a turnat trebuie să-l bea <laughs> Mai măcar jumate. <laughs> Cred că de început așa trebuie să chemăm ceva, nu? Țuică. sau bere, na, una din două, dacă nu ambele. Și slănină. Și slănină, clar, clar. eu tu. Chem eu, hai. băiatule, bă, dar ce a venit? Mă, tu ai mâncat vreodată ciorbă cu scrum? Nu, dar de ce Nu? Păi Nici <laughs> <o? laughs> avem în camera asta cineva care au făcut acest experiment. La care era scopul? Semi-intenționat. Ai zgrasul nostru care e faimos de pe TikTok, deci lumea o să știe despre cine vorbim, că el când gătește ciorbă, se mai întâmplă așa, na, știi cum fumezi, ca atunci când sudezi. Și ai țigara și ți-a știi? Și n-ai timp, că ai mâinile ocupate. Așa și el de la ciorbă, acolo și cu țigara deasupra. Și Și de acolo. Așa e grasul? Ne-au povestit asta. with ashes. <laughs> Olivia nu se uită la clipurile astea, nu? <laughs> Mama, dar ce bun e asta. Slănina asta, așa bătaie de joc. Bun, Vezi bună. prin ea lumina. Îmi place că și pâinea deja e mușcată, adică. <laughs> <laughs> În timp ce aducea aia, o, o băga botoleac. Bun, bun. O slănina. Hai mulți ani. Hai mulți ani. Să ah. ne nu te speria! Întrerupem transmisiunea pentru câteva momente ca să ți prezint pe prietenii noștri de la Transilvania, poziționați strategic în mijlocul țării, direct în Cluj. Una dintre cele mai faine platforme de tranzacționare cripto din această țară pentru începători, intermediari, avansați și ce mai vreți voi. E cât se poate de simplu de folosit, îți faci un cont nou pe persoană fizică sau juridică, îți verifici adresa de e-mail și mai departe numărul de telefon și evident ne verificăm și identitatea ca așa trebuie. După procesul ăsta putem depune bani și tranzacționa direct în RON, dar avem și alte variante dacă asta nu-i pe gustul tău. Poți transfera direct de la bănci din România, ai retrageri fără comision și mai sunt și simpatici oamenii din spatele platformei. Bun, hai înapoi la ZAS acum că se încălzește pălinca aia. Hai să începem cu o poveste. Zic o poveste interesantă. Ia zi. Deci prin 1931, un cuplu de cercetători care aveau un puști, un băiețel de 10 luni. S-au gândit că el vrea să facă un experiment de foarte mult timp, s să aducă acasă un pui de cimpanzeu și să facă experimentul să vadă cum se dezvoltă și copilul și cimpanzeu dacă îi cresc identic în același mediu. Zi și făcut 9 luni, 12 ore pe zi, de luni până luni, i-au crescut împreună, le-au făcut teste, dar creșteau în exact același mediu, se comportau la fel și cu unul și cu celălalt. În prima parte, din asta 9 luni, Cimpanzeul s-a comportat super ok, adică a ieșit foarte bine la teste până a ajuns la o barieră cognitivă, știi? Și au dat seama că nu mai poate să evolueze din cauza ADN-ului evident, știi? De o trebuie să oprească testul după 9 luni, fiindcă copilul a început să dea super tare după cimpanzeu. Și a început să preia limbaj, comportament și așa mai departe. Și oamenii evident s-au speriat că au început să tai același limbaj cu cimpanzeu, să scoată același sunet, să fie foarte agresiv. S-au panicat, au oprit testul. Tu să afli pe la 20 ceva de ani o întreb pe maică, dar știi, la o masă de-aia mare în familie, când spun toți povești cu copiii, și tu o întreb, băi, dar eu la un an cum eram? Stai să vezi. Ai crescut cu Goa, îl chema pe Cimbazău. Goa era fratele ce Și de, de atunci te-ai să în exces în curs. Și aici am să latre aiurea și a a speriat. Și era și un pic mai deștept. Nici nu mai aveam bani de banane. Auzi? Hm. ți ți plac negresele? Bă, din păcate, fiind căsătorit, n-am voie să răspund la această întrebare. Dar dacă ție îți plac negresele, dă știu un like. Vreau că sunt și tot îmi plac. <laughs> Dar și mie îmi place. Deci, nu am voie să răspund că nu-mi plac. <laughs> Stop, break. Gata, așa îl așa dăm, Stop. până la sfârșit, cu tot, cu astea. Stop, tot cu astea. Deci, fii atent, în al doilea război mondial, americanii aveau niște probleme cu faptul că în toată flota lor de avioane din Pacific era surclasată de către japonezi, în mod constant. Și atunci, un statistician, Abraham Wald, a fost chemat să analizeze puțin avioanele care veneau din luptă, să vadă ce ar putea unde ar putea să reinforseze avionul, astfel încât când tragă ea avioanele să nu aibă atâtea probleme. Și problema era că statisticienii din armată au făcut un model, un desen în care arătau exact locurile în care ar trebui să pună mai mult fier. Plecând la avioanele pe care le-au primit, iar statisticianul ăsta, Abraham Wald, a fost chemat după ce au eșuat prima oară. Și băiețașul și-a da seama că problema aia era că ei analizau avioanele care veneau din luptă. Dar pe tine te interesau avioanele care nu se mai întorceau. Că alea erau cele care erau, aveau într-adevăr problemele cele mai mari. Și atunci au luat și au refăcut întregul studiu ca să-și dea seama exact că alea care se întorceau era de bine. Adică chiar dacă erau lovite, nu erau fatal lovite. Deci erau fix pe dos. Zonele care erau vulnerabile la vioarele care se întorceau erau de fapt zonele care suportau să fie torpilate spre deosebire de alte zone care dacă erau torpilate avionul se ducea în cap. Asta de altfel este și un bias pe care noi îl avem de cele mai multe ori în sensul că ne uităm la antreprenorii care au avut succes, încercăm să emulăm ceea ce fac ei, ignorând că alți nouă care au făcut același lucru de fapt au ieșuat. Așa și în cripto. Adică noi ne uităm la proiectele care supraviețuiesc, încercăm să ne dăm seama de ce supraviețuiesc și alții care care construiesc alte proiecte, încearcă să le emuleze. Pe păi când cele mai multe lucruri, ai putea să le învezi din alea care au murit, dându-ți seama ce de ce, ce, ce au murit, -au inclusiv investițiile, știi. Adică ar trebui să învățăm din alea care eșuează mai mult decât din alea care uh -huh. Uh -huh. ne iese cred combinația. Că, cred că sunt mai multe acolo, da, da, cred că spune ceva mai mult. Mi da. s-a părut interesantă tare povestea. M o făcut fix pe dos? Da. <laughs> am povestit, am mâncat niște slănină, de să mai iau și o gură și cred că putem să mergem mai departe. Ne zici tu un pic ceva de pe ce Ți-a mai întâmplat pe acolo? Cel mai important lucru care se întâmplă la Academy este că toți subscriberii noștri pro au primit formularul care definește ce fel de investitori sunt și am văzut că oricum ai completat, și completat, a, ai completat dar, printre primii. Printre primii, da, m mișcat. Care e marele beneficiu din a, a ști ce tip de investitor ești? Trebuie să se știe faptul că noi am definit cinci tipuri de investitori. Uh, nu am făcut public decât cele două extreme, care e cel mai conservator iar profilul ăla se va chema The Manger iar uh, cel care este cel mai digen se va chema The I Don't Give A Fucker. <laughs> și între ei mai sunt încă încă trei astfel de, de categorii sirs să le zic așa. De ce contează? Contează foarte mult pentru că în bull marketul anterior, cred că cea mai mare problemă pe care am avut-o majoritatea dintre noi era că prețul creștea și nu mai știai ce face. <laughs> Mai aștept să mai Așa. crească aia încă 30%, încă 50%. Te uitai pe Twitter, unul spunea că scade, altul că crește. Și uh, ai puneau... decizională și acolo nu mai știi nimic. Și aveam un prieten care îți spunea, tu în ce ești băgat? În, în polca... Nu ai nici căutat polca. <laughs> ești... să nu glumim. Eu, <laughs> Ești băgat în iluvium? Stai că zic eu altul. Ești de acolo, intră în aia. Da, Și da, de da, foarte da, multe da. ori erau oameni care vindeau în pierdere sau vindeau fix înainte ca proiectul respectiv să crească. Ei având totuși convingerea, dar erau în bătaia vântului pentru că nu aveau un plan. Nu ai un plan în momentul în care nu reușești să-ți dai seama... Cine ești tu ca investitor? Ai intrat în cripto, like Mode să faci 100x? Sau ai intrat în cripto ca să-ți diversifici investițiile pe care poate le aveai deja la bursă? Și ce ok, vreau ceva care are un uh, leverage mai mare, care pot să fac mai mulți bani într-o consumă mai mică. Ne bagi un 10%, 5% exact. din tot portofoliu și da. Exact, ăsta e doar unul dintre criterii. Da, tocmai pentru că am lucrat cu mai mulți oameni care chiar se pricep la asta, e și un fel de profilare psihologică. În sensul că sunt anumite aspecte, anumite emoții pe care noi le avem în piață, fiind vorba de bani și știm cu toții că da, frica e un sentiment foarte puternic, dar lăcomia e mai puternică decât frica uh -huh. și atunci emoțiile care se întâmplă on the go în momentul în care totul crește și suntem într-un punct în care pare că începe ca totul să crească suntem aproape, n-am. Te pot împinge să faci greșeli și tot scopul pentru care Stakebrook Academy a fost făcut este ca cei care sunt membri la noi să facă cât mai puține greșeli și să ne apropiem cât mai mult de smart money pentru că ne apropiem de un bull market iar în într-un bull bull market, cu siguranță multă lume face bani, dar cei mai mulți bani îi fac cei care acționează ca smart money nu ca dumb money. Și foarte mulți oricum cred că pierd bani într-un final. Mai ales pe final de bull market. Da? da mai ales pe final. Adevărul că adevăr, foarte greu să-ți dai seama când începe un bull market și când se termină un bear market și uh -huh, uh -huh. invers. Și gândește că sunt foarte mulți care cumpără în top și pe creașul alea, alea se sperie și încep să vândă sau mai rău rămân cu minus 90% pleacă și iar vin în momentele nepotrivite, știi? Deci, cred că și pentru persoanele astea, Stakeburg Academy poate să vină cu foarte mult. Ceea ce n-ar fi o problemă să stai, să fii minus 90%, dacă orizontul tot de timp e 5 ani. Sigur că nu. Sigur. dacă Și tu, oricum, dacă începi să cumperi <coughs> din nou șuă, să-ți faci o medie bună și deci se poate repara, adică nu Dar e... dacă orizontul tău de timp e un an jumate... Tu ai să te uiți, vai sunt minus 70%, vai sunt no, minus no, 80%, no. vai sunt minus 90%. În momentul <laughs> în care te gândești, vai sunt minus nu știu cât, la momentul în care ai prea mulți bani băgați în criptă. Și e și foarte mulți oameni care cred că iau deciziile cu tot portofoliul sau cu o parte foarte mare din portofoliu emoțional și brusc. E ca gata, am găsit proiectul ăsta, bam, 70% din portofoliu s-a dus aici. Și după se întâmplă ceva iurea cu proiectul respectiv, la revedere, normal că te panichezi și nu mai știi ce să faci după. Dar așa, dacă tu îți calibrezi bine portofoliu și baci cât trebuie, și după grade de risc și după profilul pe care l-ai tu, ce zici și tu, deja se schimbă situația și dormi mult mai relaxat în primul rând, cred. Asta e motivul pentru care cei care au completat formularul sau vor completa formularul în perioada următoare, vor primi și rezultatele, în mod evident. Iar după ce vor primi acele rezultate, pentru fiecare astfel de profil, Vom veni cu trei teze investiționale. Deci fiecare profil are trei teze investiționale, fiecare mai degrabă orientat spre risc. Adică prima va fi cea mai conservatoare, a doua va fi să zicem mm -hmm. un average, okay. și a treia va fi cea mai risky, mm -hmm, pentru că mm -hmm, inclusiv mm -hmm. la cei conservatori există diferențe enorme între ai 90% BTC, 10% ETH și rebalancez lunar, care probabil e cel mai conservator de manger, și ai 60% BTC, 40% ETH și recalibrezi odată la două luni, care ar fi the risky manger. Mhm. Mm mm -hmm. Da. Asta e șmecheria. Cinci profiluri investiționale, fiecare cu câte trei teze investiționale, totul pentru că vrem să automatizăm într-o oarecare măsură decision making într-un bull market, astfel încât să știi, eu am de făcut ABC și după aia apăs butonul, fac ABC și mai departe stau și doar liniștiți și banii se strâng la mine în cont. Și cum arată o teze investițională? Structural, adică efectiv ți se spune pas cu pas? Cu siguranță fiecare teze investițională va avea câte o pagină dedicată pe platformă în care va fi descrisă cumva atât metodologia, dar și definirea macro-overview-ului uh -huh, uh -huh, uh -huh. acelei teze investiționale. Și mai sunt câteva lucruri din punct de vedere tehnic care vor automatiza anumite procese odată ce ai teza investițională, dar nu pot vorbi despre ele că... Nici nu-s gata și nu vreau să gen, să le întârziem și după aia să ne luăm castane și uh, vreo două dintre ele nici <coughs> încă nici nu știm dacă sunt posibile așa cum ne le-am dorit noi. Ok, și nu are sens. Dar scopul principal ăsta e să știi cât mai multe despre tine, să-ți asumi o teze investițională și un plan. Nu e o problemă să le schimbi, problema e să ai trei. Trei teze investiționale, it's bad. Corect, o nevastă corect. e mișto. Trei neveste, wrong. Oh, oh. Dificil sunt sigur. Wrong. wrong. Dacă avea de ales între trei neveste sau un soț, ce alege? Credeam că o, op cu ea fel, varia ta două neveste și o vacă. Un soț care e femeie 100% și nu a fost niciodată bărbat. <laughs> Dar îi place să-i să spună soț. Asta e singurul defect. Bun, acum povestește tu puțin ce se întâmplă acolo la voi, la, la tweet. Mai la interesant. La tweet, la tweet. Deci știe toată lumea că tweet-ul e pe Stakeborg chiar de mea. Acum nu are sens să mai intrăm în acest subiect. S-au întâmplat destul de multe lucruri interesante cu proiectele pe care le avem deja pe platformă. Gen token lansați, market cap-uri interesante, airdrop-uri. Dar ce airdrop-uri au fost de curând? A, păi uite, a fost la... Mă rog, a fost la Mimland, nu știu dacă am vorbit despre asta, cu Mim, pentru cine avea NFT-urile, a fost un airdrop foarte interesant. A fost la Celestia, iarăși un airdrop pe care l avem aici de ceva timp și a fost și pentru userii din DeFi. Adică eu am luat, de exemplu, nu m-am jucat în viața mea pe Celestia, n-am -am avut nicio treabă cu așa ceva. A fost la Pyth Network, iarăși. A fost la... Ai luat la Pyth? La Pyth nu am luat, mă. Nici, nici acum nu înțeleg, sunt foarte dezamăgit. Nu înțelegi de cine ai luat sau nu înțelegi de cine ai, ai făcut? Știu eu de ce am luat, dar te dezamăgit că n-am luat. Au scris la început că sunt pentru userii din DeFi și pe EVM Chains și pe Solana și pe X și pe Y și pe Z. Pe EVM Chains sunt toate, adică și Arbitrum și Optimism și Ethereum și zk sync și așa mai departe. Ba, acolo am câteva adrese pe care de 2 ani le-am rupt în două rețelele alea, adică M-aș fi așteptat să iau orice implică rețelele alea, să iau airdrop acolo. Că îți și vechi, multe tranzacții, ce vrei tu, multe protocoale, n-am luat acolo. asta e treaba. Adică ce n luat? Merge înainte. Ei fiind uh, un Oracle Network, au băgat doar proiectele, protocoalele care lucrează cu ei. Gen care iau data feeds de la ei. Și protocoalele alea n-au fost folosite de mine. Da. De pe acele EVM Chains. Ce, ce Nici n-aș putea să zic. Da. A fost și jitul ăsta de pe Solana, dacă ai auzit el. Care au luat care, pe Binance, care nu? Care și pe Binance, și pe Coinbase. Mă, mare și s-a dus destul de bine la început. Adică... Și ăștia care au luat, uite, Florin a luat, că el l-a el pus aici în listă. El ne-a cumpărat da. și sana. El l-a luat de toate, da, da. Adică s-a luat destul de bine. Adică are sens lumea să stea acolo, să, uite, să se uite Sigur și să facă da. ceea ce au de făcut. Păi -un uite, și după. la Research Lab ai avut niște proiecte faine cu token lansați, care deja vorbim, Celestia, stai că zic acum ce market chiar apare, s-a dus în 9,50$, 1,4 miliard market chiar. 9,50 dolari? Da. Și 1400. Și cât a fost cel mai jos? Fucking huge. Păi a fost, hai că zic acum, pe la 2 dolari, 1 dolar și ceva. 2 dolari și un pic. Deci Celeste a făcut deja 4x? Deci a făcut 4x. În cât timp? Mai bine, 5x. A fost 2 dolari și 18 și are, a fost la 10. Și a fost la 11. Deci a făcut 5x. Da. în cât timp? În cât timp? Că e de curând, dar are o lună jumate mai. maxim. Da, 31 octombrie. De bun, știu, tu la cât ai vândut cele În jur de 5 pe acolo. Am primit alocare. 300, 300. Dar ce 200. ai alocare? 295. Pe user DeFi. User DeFi au dat și alte pe alte chain-uri. Pe ah, și așa a, mai departe. Deci ai făcut 2500 de cocoșei. Da. Și tu ne ai cumpărat și tu o sana, ceva? A, o trecut mult timp de atunci. Da, s-au prescris. s-au <laughs> <S -a> prescris. <laughs> Da, deci s-au întâmplat câteva lucruri, zic eu, foarte interesante acolo, în zona și de research și de airdrop, adică oamenii care s-au ținut, ce au urmărit toată povestea asta, zic eu că ar fi putut să iasă bine. Am mai băgat și un proiect nou, iarăși, două proiecte noi, de fapt, am băgat. Ce ai băgat? Băi, am băgat unul care mi s-a părut extrem de interesant, Slick se cheamă, s l e e -K, care, ok, poate nu e genul de proiect care să-ți facă un miliard, două miliarde, ca Celestia, ca zic, sing și așa mai departe, da, ideea și conceptul în sine mi s-a părut foarte fain. Deja au un produs lansat, au niște carduri fizice pe care poți să le comanzi și poți să le personalizezi cu NFT-ul tău și sunt făcute pentru conferințe Web3, pentru în real life cu persoanele Web3 care se întâlnesc la networking, știi? Și tu ai cardul respectiv, îl dai pe telefon, dacă ai și tu cardul ăla, ai și un cont de Telegram băgat pe telefon și un, un bot, după ce altul îți bagă cardul, se înregistrează datele de contact a persoanei respective, știi? Deci e pentru networking. Adică deci Eu dau, dau cardul acolo și îți bagă handle, Twitter, bla, bla, bla. Bun, și așa asta nu e principal principalul lor produs, Mai nu? fac și o platformă de monetizare pentru creatori de conținut. Aha, deci asta e deci principalul asta produsul Ăsta e produsul lansat acum, pe care l-au deja pe piață, da. O, da. da și a... au 20 și ceva de mii de conturi, adică se mișcă foarte ok. Și care e al doilea? The Sin Futures. E un DEX de derivatives. E mișto, la V3 acum, în varianta de testing pe V3. Îi băgat și în documentul de care urmează să vorbim și noi. Au avut trading pe V2 2.5 miliarde cu 20 ceva de mii de adrese. Platforma arată foarte fine. V3-ul iarăși arată foarte fine, chiar dacă e în testing. Asta e ceva ce face DYDX, nu? Exact. Exact, exact. Și o piață foarte faină acolo, după cum demonstrați DYDX. Da, și foarte mare. DYDX, da, cred da. că dacă ne uităm Fucking la huge. În Smart Money Dashboard, de fiecare dată când mă uit la noi în Smart Money Dashboard și dau la alțuri, la year-to-date, DYDX a fost mai tot timpul primul a fost și deasupra Bitcoinului, ceea ce e ceva performanță, că nu sunt foarte multe care au bătut Bitcoinul anul ăsta, ceea ce înseamnă că este o pâine de mâncat pe zona asta de... Să știi că atunci când am băgat proiectul ăsta m-am uitat exact în Smart Money Dashboard și am văzut DYDX acolo, aceeași nișă, ok, ce zici tu, year to date, m-am rupt ăsta, deci o nișă foarte, foarte bună asta. Așa că... Uite, vezi apropo ce, ce spuneai de tezile investiționale. Tezile investiționale vor fi frameuite pe narratives, printre altele, în funcție de cât ești de digen narativele care sunt cele mai riski o să fie cele mai grele, iar dacă ești mai conservativ, o să ai mai puține narrative și o să ai dintre cele mai conservative Correct. narratives. El, once, bla, bla, bla. Exact, exact. Uite, de da, exemplu, gaming-ul. Gaming-ul e printre cele mai rischi pentru că nu avem niciun joc care să fi fost home run. Ceea ce înseamnă că ăla care va fi primul și va fi home run are Dumnezeu. un risk-reward foarte bun. Mă rog, da, da, da. pentru cineva care are apetit pentru risc, risk-reward-ul e acolo, știi? Sigur, sigur. Da. Auzi, da, apropo de chestia asta cu tehnologia, cu cardurile, cred că data trecută vorbeam de AIP-ul la care uh -huh, se numește. Uh -huh, uh -huh. <coughs> știi că AIP nu are uh, aplicații. Așa. așa funcționează, pe bază așa, de aplicații. Așa. Așa. Stăteam și mă gândeam, cum ar fi să ai o aplicație din asta de dating, să îți pui în aplicație, bă, uite, știi, pe mine mă interesează femei blonde, 1,80 m, bă, cărora le place basketul, știi nu știu ce. Mergi, tu mergi pe partea asta străzi? Și pe partea cealaltă trece o blondă care îi place basketul și are 1,80 m și ai ul tău zice, mai există cineva care are momentul de față, ai ul deschis și caută un băiat cu ochelari, web designer, 1,85 m, 95 de kilograme, treci strada, <coughs> treci strada imediat. Și te duci la ea și deja e home run, că da, Aia da, a zis da, că da, îi da. plac băieții cu ochelarii 1,80 uh, care nu știu ce fac. Deci, ai restrâns parametrii da, fruos, da. 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 Și te duci da, la okay. sigur. Gândește că generația noastră, a căcată la curs să vorbească cu uh, fete, de frică să nu te refuze, nu? Sigur, dar generațiile de acum, o, oh, Doamne, mă imaginez ce amuzante acolo, nu agață nimeni într-un bar ei, sau exista, pe stradă exista, sau o cafenea sau o librărie sau ce vrei tu. Deci, practic, da, tehnologia, da, da. prin omniprezența ei, i-a făcut pe oamenii care vor să se combine. Să nu mai vadă real life-ul ca pe o metodă bună prin care să cunoști oameni care vrea să ai relații. Dar nu e eficient. Da. Hai să mergem mai departe, dar schimbăm o pălincă, cred că între timp, nu? Vrei, de leg la capitolul 3 să băgăm o pălincă? Da. Hai să schimbăm. Da, o pălincă. zic că merge. De suntem suntem o, la o, mijloc. O, o, o pălintă da. cu Bitcoin. O cu Bitcoin. Hai, te las pe tine de data asta. Boom. Uite, vezi? Bitcoinul a scos un pic capul de la apă. Da, 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 da. Vezi? E 44.000. Da, da. Așa arată Bitcoinul. Wow, deci mai are până jos? Până... Da. Și acolo e vreo 200 000. E all time high-ul. Vreo 200.000 înseamnă. 200.000 acolo, nu? 200. Ia, ia, ia un să ne apropiem de 200.000. Dar trebuie să ți și dreaptă ca să make a point. <laughs> Dragilor, vă invit să facem un cheers pentru inteligența artificială. Pentru inteligența artificială. Să nu ne depășească vreodată. Hai să mergem la portofoliu. Ia să vedem. Bun. Ia zi, cum stăm? Total value of all coins, 26.383. Și noi cât uh, stable am băgat? Păi 20 parcă 20 nu? 20, nu? 20 parcă am băgat. Deci suntem up 30%? up 30%. 30%. Când am băgat prima oară? N am băgat prima oară? În mai, mai parcă nu? am băgat. În mai, ține -o minte, când ne-am anunțat odată. Iar Bitcoin-ul în mai era 27.000. Deci Bitcoin-ul... Ce vorbești? Am luat excelent. Da, da, ne bătut bitcoin -ul. Noi suntem up 30%, bitcoin nu e up 50%. Deci mai bine era să 46. stăm doar în bitcoin. Era să stăm doar în bitcoin, da. Bun, de fapt, cel mai bine Pe era bine, să cumpărăm luat... doar bitcoin de toți banii, dar noi am băgat 10.000 mai târziu. Când am băgat exact. a doua tranșă de 10.000? Pe a, 5, 15 15 septembrie. Tot 27 de mira, nu are importanță. 15 septembrie? Da. Ah, da, mă, da, 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 ideea e că noi oricum am făcut DCA. Da. That's the point. Exact. Adică nu puteți cumpăra doar bitcoin de toți banii deodată. Nu avem niciun sens. Dar noi cât stable mai avem? Mai avem 9.000. Asta e că noi aș vândut. 9.060 am da, și vândut. vândut. 9.060 de bucăți avem, da. Aha, perfect. Hai să vedem ce mișcări facem. Ia să vedem. Bun, deci avem așa. În primul rând, 10.800 de stable, ceea ce înseamnă 40,86%. Eu sunt foarte confortabil cu aceste procente. Punei pe toți 10x leverage se zi merge la pușcărie. <laughs> bun, ce-a plecat. Asta e ca la superbe. La bal sau la spital. BTC avem 34,72%, deci 9200 dolari, iarăși foarte confortabil. ETH 1, 1 și bun, cinstit. APE 790, aș vrea să vând APE în viitor apropiat. Da, mai avem, vedem data viitoare. Matic 1474, <laughs> ARB 744, NIRO 142, a0141. Gata portofoliul nostru. Arată bine. Am o poveste. Am o poveste interesantă, rău. Rău. Vezi că mi-ai ridicat acum expectanțele. Ești sky? pregătit? Ești pregătit? Chiar m-a fascinat povestea asta, sincer. Mai interesantă ca prima. Deci, în 2012, un gagiu din El Salvador, pe care îl cheamă José Salvador. Un fel de eu în România. <laughs> da. Pescar fiind în Mexic, se pregătea să meargă cu tovarășul lui de pescuit Pescar profesionist pentru bani Se meargă cu tovarășul lui într-o sesiune De 30 de ore de pescuit în largul Mării de pe coasta Mexicului Tovarășul lui n-a putut să meargă la pescuit Așa că a luat un puști neexperimentat de 23 de ani Bun, totul bine și frumos Au plecat, s-au dus în larg Surpriză O furtună groaznică care A ținut 3 zile. Ea avea o bărcuță cu motor De 7 metri Le-au picat toate electronicele evident De la furtună și au rămas Să s-au dus în derivă, au plătit în derivă, în larg și în larg și în larg. Au reușit să vorbească cu cineva de pe mal cu o stație radio, s-a descărcat bateria la stația radio până la urmă și în două, trei zile n-au reușit să-i găsească și s-au dat bătuți. Și s-au dus și s-au dus și s-au dus, multe luni au mâncat pește crud, au supraviețuit broaște țestoase, pești și așa mai departe. Totul crud. Patru luni mai încolo, Gagiu de 23 de ani n-a mai făcut față la carne crudă și a murit de foame într-un final, că n-a mai putut să bage carne crudă în el pur și simplu. Dar l-a făcut pe pescarul profesionist principal, pe l Salvador, l-a rugat, rugat să-i promită că nu o să-l mănânce, nu o să-l canibalizeze. <laughs> așa. Bun, asta au zis ok, sunt creștin, cum să nu? L-a mai ținut vreo patru zile în timp în care el a vrut să se sinucidă și așa mai departe. Într-un final n-a mai rezistat să stea cu ăsta în barcă, care era mort deja, l-a de în barcă și a mai plutit și a plutit, la fel, carne crudă, pește crud, așa. Într-un final a ajuns pe o insulă care face parte din insulele Marshall. A ajuns acolo, a găsit o casă de plajă și un cuplu care stătea în casa aia de plajă. L-au găsit, totul bine și frumos, să-ți să dai seama. Cât timp crezi că a trecut? Adică cât a stat el în derivă plutind de acolo? Încă șase luni. 438 de zile, total. 13 luni. 13 luni în care am mâncat numai pește crud în derivă, deci a plutit între 9 și 10.000 de kilometri, au calculat ăștia. Și deci cum pula mea nu s-a întâlnit mă cu nicio, cu niciun ba da, a vas zis, în atâtea a zis, zile? A zis foarte multe vase, foarte multe din astea de, care cărau cargo, cargo uh, ships. Asta n-a reușit să-i să facă să-l vadă. Erau prea mari și el n-avea nimica. N-avea flare guns, n-avea chestii de genul ăsta, știi? Noroc că a ajuns pe insula aia. Din insulele mari și a la 10.000 de km distanță. De, a când s-a întâmplat asta? 2012. Și l-au găsit în 2013. Eu mi-am adus aminte de o poveste. O știu de când eram în facultate. S-a chemat uh, operațiunea Autonomus în timpul celui de-al doilea război mondial. Una dintre cele mai negre perioade din istoria României a fost cea în care România a fost condusă de Ion Antonescu. Eram aliații Axei Germania-Italia. Dar, în primul rând, nemții nu o făceau din dragoste pentru România. România era unul dintre cei mai mari furnizori de petrol pentru armata nazistă. Și atunci, aliații, britanicii, francezii, americanii, încercau să slăbească această alianță, astfel încât, în septembrie 1943, un grup de agenți britanici și români s-au parașutat în România cu scopul de a ajuta opoziția antifascistă, pentru că în România noi am fost întotdeauna mai antifasciști de felul nostru decât fasciști. În pofida a ceea ce vedem acum că se mai întâmplă în societatea uh -huh. românească și au fost parașutați în munți unde trebuiau să ajute opoziția antifascistă care își propusese să dea jos guvernul Antonescu. Iar acest grup care a fost parașutat în munți era condus de un major britanic, Ivor Porter și un capitan român, Silviu Mețianu au aterizat cu parașut al munți din păcate au fost capturați imediat au fost interogați, au fost încarcerări și după au fost ținuți în închisoare pentru tot restul războiului. Iar eșecul misiunii s-a întâmplat din cauza a unui lucru care ne-a infectat toată istoria noastră. Cineva a dat în gât, respectiv rezistența antifascistă de la momentul respectiv avea infiltrat în rândul oameni care erau de fapt de partea regimului și în momentul în care aceștia au aterizat deja organele statului român erau deja acolo și au prins și au capturat. Am impresia că din toată brigada, că nu erau doar doi, erau doar conducători, din toată brigada nu au supraviețuit toți la tot ceea ce au fost supuși după ce au fost prinși. Dar mă rog, toată povestea e că puteam să trecem mai repede de partea bună a istoriei și nu s-ar mai fi întâmplat tot episodul Stalingrad și toate problemele care au fost cu soldații români capturați în teritoriul rusesc. Dacă astfel de operațiuni se întâmplau practic, toată șmecheria ideea e că există în istorie foarte multe evenimente care au fost la un centimetru distanță să se întâmple altfel și istoria să se schimbe. Mergem mai departe? Mergem la? mai departe. Mergem la raportul ăla frumos de la mesarii pe care îl avem. Pe al treilea trimestru. Pe al treilea trimestru. Ia să vedem. Gata, l-am și găsit. Și ce avem aici? l 1 foarte multe, L0, că o să ne contrazică lumea. Ce ți-a sărit în ochi? M-a sărit în ochi. În primul rând să zicem că e un raport de 82 de pagini, care nu o să-l putem sumariza aici, dar putem vorbi de lucrurile care s-au părut cele mai interesante nouă. Deci mi-a sărit în ochi cel mai tare nir și optimism. În ce sens? în sens de user, TVL, activitate, s-au mișcat foarte bine, adrese noi, deci sunt uh, printre rețelele astea care s-au mișcat cel mai bine. Mi-a sărit Sin Futures, că l-au băgat și pe el și m-am simțit bine că l-am băgat și noi în research <laughs> <celălalt> nostru. <laughs> și mi-a sărit în ochi Polkadot. Că la Polkadot, dacă te uita la toate, sau la majoritatea, mă rog, că au băgat niște chestii destul de interesante la highlights. La Polkadot parcă s-au adunat vreo patru oameni și au, au, încercat să umple spații, spațiile goale, știi? Deci Polca continuă să fie un no, zero absolut. Nu, nu nimic, a, da. Nimic. Cine se uită, mă, mâncați așa la Polkadot. A, Polkadot completed six more parachain auctions. Who gives a fuck? Polkadot has completed and shared the official release of Polkadot 1.0, marking the completion of the Polkadot white paper. Perfect. Șase ani mai târziu. <laughs> <laughs> don't sharp, Thank you, guys. <laughs> Da, astea mi-au sărit cel mai, mi s-au părut mai interesante. Și Solana, bineînțeles, de la Solana știam deja, n-a fost o surpriză. Hai să zic ce mi-a sărit în ochi. Mi s-a părut interesant că în Q3 2022, deci un an înainte de uh, raportul ăsta, erau 900.000 de, de adrese active pe Bitcoin. Un an mai târziu, deci în Q3 2023, s-au dus la 983 de 983.000, deci face all time high ca număr de active addresses. Mi se pare interesant că încă avem sub un milion. Pe de altă parte. Da, 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 da. da. Deci numărul de adrese active a crescut cu 10% de la un an la altul de la 900.000 la 983.000. Numărul de tranzacții, în schimb, a crescut de la 252.000 în al treilea trimestru din 2022 la 470.000 în Q3 2023. Deci, practic, în bear market, numărul de tranzacții a crescut aproape de două ori. Astea sunt genul de cifre care ne fac să fie foarte clar că this shit is here to stay. Și că fluctuațiile de preț sunt doar uh, superficiale exact. și dacă te uiți doar. Uh, Exact. În exterior și nu intri în profunzime deloc. Dacă te uiți la toată lista asta și ar trebui de aici să alegi 5 proiecte în care să investești, dar doar 5, fără Bitcoin și Ether, evident, what you gonna pick? Uitându-te și prin raport, evident, adică a, a urmărit. Acum aș tin și raportul ăsta și cifre și tot ce alegi? Aș băga în uh, Ape, La am luat de jos în sus, să știi. Aș băga în Synthetix, aș băga în Optimism, Polygon, și Solana. Dar mă, întreb general, dacă aș băga acum. Nu mai, general, general, adică, sigur. dar să nu, zicem în următorii doi ani în care, care, investi văd. când vrei tu, în funcție da. de punctele de, de intrările pe care ți le alegi tu. Da. Nu, uh, aș fi zis Cosmos, dar mi se pare că scandalul care trebuia să pocnească acum doi ani la Cosmos s-a pocnit de beacum acum și apare un, un fel de fork pe Cosmos de care nu sunt foarte Entuziasmat și zic de ce, pentru că atunci când se întâmplă o ceartă între founderi și se face un fork, nu știi unde se duce valoarea. Sigur. Adică, ok, șansele mari sunt să se păstreze pe main chain. Dar dacă ăla care pleacă, ăla era de fapt jmecherul, n-avem de unde să știm asta. Și atunci prefer să mă țin deoparte. Mi se pare că Aptos are foarte bun backing. Uh -huh, uh -huh. Uite, sui, nu văd sui aici. Aș fi, cred aș fi ales tineri. sui. Da, cred că spre tine. Cred că spre da. tine, că nu este nici sui, nici sei. Da, da. Sui dar, îmi schimb, fi ales avem, că place avem sui, din astea da. mai vechi și mai moarte. Da, nu, exact. Nu că mai care moarte, niște. dar... Da, da. da nu da, știu, da. Boba mai Network. Vechi, scale, mire, și care n-a făcut X, nimic. Zero X și... Da. Și Scale, care n-a făcut mare lucru. Ce ți-a mai sărit în ochi? Aici mă uitasem eu la toată dinamica asta. Dacă te uiți pe la... Și pe Ether, și la concluzii și la cifre și la tot. Vezi dinamica asta cu l 2 care au explodat foarte mult și încep să ia din uh -huh. tranzacțiile de pe, de pe layer-ul principal. Ceea ce cumva era ușor de anticipat că o să se întâmple. Dar îmi place că L2-urile astea funcționează atât de bine și se conectează atât de fain cu layer-ul principal încât, da, în continuare pentru mine Ethereum e ceva, ceva fantastic. În același timp rămâne aceeași problemă. Tot rețea de bogație în continuare. Adică se vede și acum, știi, vrei să faci o tranzacție, dai 25 de dolari, își păstrează, da. <coughs> și păstrează de nimenea. Cu toate L2-urile, știi că dacă tu vrei să muți pe optimism să faci acolo niște tranzacții, ok, n-ai același protocoale În primul rând, logic, nu poți face dacă vrei să faci tranzacții cu NFT-uri, de exemplu. Pai, ai alte NFT-uri acolo, nu-i de parcă poți să-ți muți NFT-urile tale pe Optimism sau pe ZK Sync să le faci acolo. Deci în continuare sunt și niște minusuri care trebuie să rezolvate în timp. Mie știi ce mi-a sărit în ochi? Apropo de Layer 2. Știi că noi am mai vorbit de faptul că pe măsură ce Layer 2 devin tot mai populare și uh, devin tot mai... Cumva fură pâinea de la Layer 1 care nu au reușit să devină uh -huh, uh -huh. actually Ethereum killers, știi? Mă uitam, de exemplu, la Cardano, care oricum e proiectul meu de suflet, că am, pe lângă că am făcut bani destul de mulți cu el. a fost printre primele, dacă nu primul, în care am băgat bani. Apropo de ce a zis și Cătălin Ioniță la The Stakeboard Talks duminică. Mă uitam la Average Daily Active Addresses. Știi că vorbeam mai devreme de Bitcoin și ziceam că, uite, adresele au crescut cu, nu mai știu are, 50 În Q3 2022, pe Cardano erau 64.000 de, de adrese. Deci 64.000, de da? Pe Bitcoin vorbeam de un milion. În Q3 2023, pe Cardano din 64.000, numărul a scăzut la 41.000. Ca să ne înțelegem, dacă comparăm Cardano cu ETH, Ethereum are 400.000 de active addresses. Deci de 10 ori mai mult. Da, până și, și, optimism, are 96.000. Și aici mai este un lucru. Știi ce mă frapează? Coaie. Sunt 400.000 de oameni care au adrese pe Ethereum. Active, I mean. Active. Da, Îți da, da, da. curios ce înseamnă active, sincer, aici la ei. Da, cum trebuie e, pe pe undeva. cum pe calculează exact? Adrese în sine sunt cu siguranță mult mai multe. Deci adică 400 de mii de, sigur, au milioane de, adrese, active, de adrese care sunt. care sunt active zilnic. Deci uite, să, hai să vedem câte adrese unice sunt. 250 de milioane. 250 de milioane? Da, dar nu e relevant. Nu. Nu e relevant. Nu e relevant. Să fac adrese Astea active ca la sunt, nebun. bineînțeles. Păi tocmai. Poți să-mi fac acum 24 de adrese în 7 secunde și... Și oricum metamask vine cu 10 exact. by default sau nu știu cât dracu sunt. Și folosești două și na, da. cam mai e. Uh, știi ce mi s-a mai părut interesant? Faptul că Ethereum face upgrade-ul ăsta, Cancun-Deneb, care va face tranzacțiile roll -ups, uh, să fie even more cost effective, adică if devine atât de bun într-un timp atât de scurt pentru că există atât de mulți programatori. Acum vedem de fapt ce înseamnă să ai mulți developeri. Mm -hmm. Apropo de uh, faptul că o să iasă în ianuarie developer uh, report-ul de la Electric Capital. Există o corelație directă între numărul de developeri și rapiditatea cu care crești, așa cum este logic și normal. Doar că în anumite momente, pentru că este un proiect, e mai vechi, de exemplu, și are un market cap mai mare, dacă are mai puțin developer decât unul nou care are un market cap mai mic, acolo se vede ineficiența pieței. Că tu vrei să pariezi pe ăla unde sunt mai mulți programatori care lucrează concomitent pentru că acolo sigur se fac aplicații mai repede, se lucrează mai repede, se inovează mai repede și așa mai departe. Da, de acord pe de-o parte. În același timp, uite, putem să găsim layer care au foarte mulți programatori, foarte mulți developeri, gen Polkadot are foarte mulți, dar dacă nu sunt acceptate de piață și n-au arhitectura prietenoasă, să zic, pentru useri, Ok, bine, interfațiile poți să le faci, dar majoritatea de la Explorers, la Wallets, la și așa mai departe, sunt făcute de Layer 1. Și dacă din start arhitectura ta nu atrage useri, tu, din punctul meu de vedere poți să aduci 7800 de developeri odată ce tu deja ți-ai făcut un brand care nu e atractiv. Ca în orice, asta contează în principal, știi? Și eth Ethereum, bine, îl scoatem din schemă, că e un monstru. Layer 2, iar, Ok, scoatem din schemă că vin la pachet cu Ethereum, cumva, știi, și fac te la la lor. Dar în rest, astea, -l alte L1s, e mult branding acolo. Ei nu atrag foarte mulți useri. Deci fii atent că tot vorbeam zilele trecute cu Maria de la Electric Capital despre raportul ăsta de la developers pe care le scot în ianuarie. Care crezi că sunt top 5 Layer 1 ca număr de developeri? care aș crede că sunt acolo. Ethereum, evident. Da. Polkadot, cred că e acolo. Știu care pe știu, care mulți. Nu știu care mulți. De asta l-am și dacă ca exemplu. Știu care da. foarte mulți și în același timp. Na. În fine, Polkadot e altfel de ecosistem. și Na. Depinde cum se ia Cosmos. Dacă se ia cu toate ramificațiile Cosmos. Cosmos e pe 3. Le da. până acum un, un 2-3. Un 2-3? Le da. în ordine. Bun. Bun. Stai, că nu știu. Stai să ne gândim. Bă, Avalanche, cred, da, la Avalanche, m-aș fi gândit, m-aș fi gândit că e Avalanche, dar nu, din asta noi, nu cred, Avalan Polygon, Avalanche cred Avalanche că... e pe 3, 6, 9, pe 11, pe 11, poligon. Poligon e pe 5, pe 5, ok, Îți 4, hai Solana, na, să-i zicem, Solana, Solana, na, mergem pe Solana, ne deci sunt așa, total developers, cu tot cu part-time și full-time. Ethereum 5769, Polkadot 1811, Cosmos 1414 și ce mi se pare interesant e că, bine, e și Bitcoin aici trecut pe, pe, pe locul 4, uh, dar mă rog, 4, pe 4 e Solana cu 946, dar ce mi se pare interesant e că pe Solana, de la un an la altul, numărul de developeri a scăzut cu 57%. E cea mai mare cădere dintre, wow. dintre tot ce înseamnă top 10, wow. nu mai este wow. nimeni cu minus 57%. La Multiverse X, numărul full-time developerilor, all-time high-ul, a fost la începutul lui 2023, 87. Iar acum mai sunt 56. Da, exact aceeași poveste la multe vărți pe care am vorbit-o de pe extrem de multe ori. De la început, în 2021, da, de DeFi-ul lor e pe extrem de limitat. Și, Auzi, dar tu dacă ai fi să bagi în uh, 5 din alea în care ai băgat? Uh, stai să deschid uh, Dar fii fac nu? altfel întrebarea. Yeah. Trebuie să-ți pui toți banii, deci împarți în 5, 20% din toți banii pe care i-ai, Ok în 5 proiecte de acolo, în afară de Bitcoin și ETH, și n-ai voie să-i scoți în următorii 5 ani. Solana Cosmos optimizăm Polygon și încă una. Îmi să și-aș lua ApeCoin pentru Yuga Labs. Știu că rezistă 5 ani, că n-am niciun dubiu că fac chestii mărețe. It's big, am încredere în ei. Să mă îmbogățească vreau. Aaaa, yeah, Big fuckers, na. Adică de rezista 5 ani rezistă. Ah. No, no, doubt. Boy. Și indienii de la Polygon. Rup băieții. Bem un pentru multiversex. Pentru multiversex. Eu mă I-ați dat lui Camil, ăla cel tot mai plin. Crească, da, da, perfect. perfect. Am vrut, am vrut să-l dau lui Direct sincer. în laptop să duce tot. Sincer, am vrut să-l dau lui grasul, dar a plecat repede. Mulțumesc. Deci, ai văzut uh, ce a zis... Uh, Jamie Diamond, ăsta CEO-ul de la JP Morgan? Da, un labagiu. Bă, și că sunt ăia care tot timpul simt versul istoriei. Istoria se va întoarce spre ei și va vedea ca pe păcălicii istoriei. Bine, pe asta doar în pulă, care are miliarde, da? Da, ce vreau să zic, ipocrizia maximă care mi se pare da. cu violations ce au avut ei. Asta da. mi se pare fascinant. Asta, asta e foarte, asta e foarte caracteristic pentru industria bancară la nivel mondial. 40 de miliarde, pardon, de diverse violations pentru un miliard de lucruri diferite și tu să vii să iei la măciucă cripto că vezi, doamne, traficanții... Habar n-are, habar, n are nici cea mai vagă idee despre de industria asta. Tu să fii, mă, adică toată lumea știe exact același lucru pe care le zice el despre cripto să fac prin JP Morgan și altele, bineînțeles, HSBC și so on. No. Fascinating. Hai să zic ceva înainte să închidem, te rog. A fost de curând Sorin Cucerai, a avut o postare pe Facebook, merită să-l citiți, filozof, mare și câteva aspecte istorice, cred că e și istoric dacă nu mă înșel. A avut pe 2 decembrie o postare care se cheamă motive reale, nu fantasmagorice, de mândrie națională. Și motivele sunt după cum urmează. 1. Suntem o democrație și demonstrează cum istoric noi n-am fost niciodată o democrație și că așa cum e democrația de la noi, mai șchioapă, mai nu știu ce, nu putem avea pretenția să devenim o democrație după ce n-am fost niciodată. Noi n-avem în istorie nicio instanță în care am fost democrație până în 1991. 2. Suntem o economie prosperă și principala putere economică din estul Europei. Dacă luăm în calcul doar țările exclusive europene, nu și Rusia, în mod evident. Iar asta a reușit să facem doar în 20 de ani și asta chiar mi se pare un motiv de mândrie națională este, pe bune. Este, este. Cu doar 40 de, de, de ani în urmă, PIB-ul Ungariei era mai mare decât cel al României, de PIBU Grecia nici nu vorbesc Astăzi produsul intern brut a României E mai mare decât al tuturor statelor balcanice Inclusiv Grecia E mai mare decât al Ungariei Al Cehiei, al Ucrainei și al Belarusului Mai mare și decât cel al Portugaliei Sau al Finlandei Lucru care și cu 20 de ani în urmă Ar fi părut de neimaginat Asta este pentru toți idioții aia și cretinii aia De pe internet Care îți explică cum era mult mai bine doamne, acum 30 de ani Bă băule, sunt aia cifre erau vremurile bune deci m-am săturat să le dau răspuns, bă, bă le sunt cifre, caută pe internet că sunt cifre. Asta în condițiile în care refuz să vezi ce se întâmplă efectiv în societăți. Bineînțeles. Și evoluția clară pe care o vezi cu ochiul liber. Nu. Trei, suntem membri ai NATO din 2003 și a Uniunii Europene din 2007. Acum, evident că vin toți cretinii de suveraniști și se explică ei cum ți-au luat ei dreptul să fii șmecher și nu știu ce. Uitați-vă la toate țările care sunt în afara acestor structuri. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Ucraina pentru că e în afara NATO. Uitați-vă ce se întâmplă în Serbia pentru că e în afara Uniunii Europene și așa mai departe. Suntem primii locuitori a unei românii dezvoltate, high income economy după standardele băncii mondiale, very high human development după standardele ONU, principala putere economică din estul Europei, din sud gen din Grecia până în nord în Finlanda. Părinții, bunicii și străbunicii noștri n-ar fi îndrăznit să-și imagineze așa ceva, fiindcă, statistic vorbind, deci cu excepțiile de rigoare, erau fie săraci, fie îngrozitor de săraci. Noi trăim într-o astfel de țară de neimaginat pentru ei, Deși noi încă n-am emigrat. În da. momentul în care te duci în străinătate, emigrezi și vezi standardele de viață din alte părți, spui, bă, nu mă mai întorc niciodată în România, că uite sistemul medical cum e în Spania, cazul meu, da? Da, dar trebuie să-ți dai seama că trebuie să compari mere cu mere și pere cu pere. Să nu te aștepți ca sistemul medical din România să ajungă de la haosul bazat pe șpagă și relații din timpul lui Ceaușescu la un sistem perfect funcțional în care totul e pe o aplicație, totul se întâmplă. Sigur că nu se întâmplă lucrurile pe cât de repede ne-am dorit. Dar nici noi nu devenim mai deștepți pe cât de repede ne-am dorit. Nici noi nu suntem mai cinstiți pe cât de repede ne-am dorit. Nici noi nu suntem împotriva șpăgii date prin spitale la doctori. Nici noi nu încercăm la mica înțelegere să obținem ba o înțelegere cu polițistul după ce am făcut o ilegalitate în trafic, ba o combinație în stânga, ba, o combinație în dreapta. Suntem un popor predispuși la combinații, dar ne deranjează când se fac combinații mai mari decât cele la care avem noi acces. Pe noi nu ne deranjează corupția, ne deranjează corupția mai șmecheră decât cea pe care putem noi să o facem. Auzi, tu crezi că conflictul dintre români și unguri din Transilvania e real? Absolut deloc. Bullshit. Există foarte multe instanțe în istorie în care s-a accentuat ideea că ar fi un conflict real, dar există și un episod care, din punctul meu de vedere, e foarte relevant pentru faptul că românii și ungurii trăiesc liniștiți. A fost un episcop catolic de origine maghiară, pe care îl chema Aron Marton. A fost episcop de Alba Iulia, în timpul celui de-al doilea război mondial, și a fost unul dintre cei care s-au opus cel mai mult prigoanei împotriva evreilor. A ținut în 1944, în momentul în care era destul de greu să facă asta, pentru că era ocupația hortistă în, în Transilvania de Nord, a avut o predică în catedrală. De la Alba Iulia, în legătură cu prigoana împotriva evreilor, actul a fost văzut ca unul dintre actele cele mai curajoase care au existat în fața politicii naziste în perioada respectivă. Și, în ciuda originii sale maghiare, Marton a fost un susținător al dreptului românilor din Transilvania și a promovat coexistența pașnică între cele două naționalități. Iar, după război, a continuat să fie o figură influentă în, în Transilvania, s-a opus regimului comunist din România, iar Aaron Marton, despre care am aflat când eram la facultate, e un exemplu foarte clar a faptului că de fapt nu contează că ești român sau că ești ungur, contează doar că ești om normal la cap. Cred că putem să tragem cortina, nu? A fost o plăcere ca întotdeauna să stăm aici în fața ta să vorbim despre lucrurile care ne pasionează și despre căcaturi pe alocuri. Mersi din suflet că ai stat până la capăt. Te salut, ne vedem cu ediția viitoare. Cripto ne pasionează, căcaturile ne interesează. <laughs>